Ceau și bine găsit la un nou episod de Minecraft Survival. Suntem aici pe lumea noastră de multiplayer, single player, cum vreți să o luați, că eu am făcut un server, dar mă joc singur, pentru că na, de ce nu? Opa, pac, pac, mamă, 6 capete de wither, sunteți de bani, încă 2 wither. Putem chiar noi să-i batem, dar cum puteți observa, lopata noastră s-a cam dus. După rece și fiindcă, da, casa aia de ce a apărut și ce e casa aia, e o casă unde e, gen cum e satul ăsta, trebuia să fie o casă de ferărie și toate chestiile bunii de-astea și am făcut casa asta. Nu o să vă las cu niciun timelapse cum am construit-o, pentru că am avut mici probleme la crearea ei, adică cum funcționează replay-ul, când îi dai start, puteai să ieși de pe server și dacă ieșeai de pe server, ți se închidea firma și făceai alta. Și eu cum am grăbit de fiecare dată să dau stop, să pun pauză, ca să nu dureze foarte mult să pun pauză și să dau resum când încep. Da, apăsam direct disconnect, să mai oprea filmare, să mai oprea o filmare, să mai oprea filmare. Cred că am făcut vreo 20 de filmări. Și din 20 de filmări m-am enervat la un moment dat și am zis, bag piciorul, nu mai fac nimic, am șters tot și da, ăsta e rezultatul final. Acolo sus, a, e bine, credeam că n-am făcut ceva bine, dar e bine. Da, ăsta e rezultatul și sus nu-i nimic, doar jos să-i acolo dăm plutură să fie. E ok, trebuie să fac și un drum, dar în acest episod, cum puteți observa, am foarte mult dirt, glass prop și toate nebunile astea, deoarece, cum puteți observa pe harta noastră, sunt multe locuri cu apă, cu cave-uri, cu mici cubulețe care sunt sparte, cu... Na, înțelegeți-vă și și cam vrea să le golesc, gen, să le astup pe toate, deoarece... Da, nu prea vreau să fie nicio gaură, dacă aș vrea eu să fie ceva o gaură, o fac eu manual, da, chiar vreau să fie ceva. Dar cum nu prea vreau să fie mai nimic, ne apucăm să frumos venim aici, aici au cum trebuie să vină muntele, uite aici ne apucăm frumos să astupăm toată zona asta, deoarece v-am zis că nu vreau să fie nicio gaură, nu vreau să fie locuri de genul, pentru că... Nu vreau, simplu și frumos, nu vreau, știi cum e, nu vreau. Opa, s-am întâmplat chestiile astea și... Da, nu trebuie să apăsați și voi butonul de like dacă mai vreți episoade în continuare, de episoade de Minecraft. Am filmat un episod de Skyros, nu știu dacă l-ați văzut, pentru că multă lume nu se mai cam uită la episoadele mele și nu pot să mai îmi dau părerea. Dacă s-a uitat cineva, dacă nu s-a uitat cineva la un episod, pentru că nu se uită nimeni și da, nu se uită nimeni, deci practic vorbesc singur, dar nu am niciun fel de problemă, eu să continui toate chestia asta cu YouTube-ul, chit că vorbesc singur, dar ce să faci? Într-o zi, poate, ce zic, Dumnezeu, dă și mie niște oameni acolo care se uite să fie ceva activ la mine pe canal, dar până atunci vom trăi și vom vedea ce se întâmplă, dar na, ce să facem acum, n-avem cât să fă, știi cum e, cât să fă, și da, nu știu ce să mai zic, să fiu sincer, pentru că ieri am vrut să filmez, dar nu prea, pentru că a fost gălăgie. Și am zis că n-are rost să filmez cu gălăgie și să-mi bat capul după la editat, să-mi dau volumul mai încet din microfon. Zic că n-are rost și... Are, nu filmam nimic, am filmat eu doar... Revin.
38 de minute mai târziu. Da, 38 de minute mi-a luat să pun mult dirt. Și pe lângă dirt-ul pe care l-am pus, nu știu dacă am pus cam peste tot. Acum eu luăm părțile astea trei și mergem să le facem, să vedem dacă am făcut ceva sau ne luăm la mișto. Deci una e aici, următoarea care vine ăsta, uite mai am pe acolo, bun. Deci dacă ăsta acum o să vine și aici, dar trebuie să... Așa, ia uite, cum se mai astupă, cum se mai astupă și... Dăm un cortific încolo. Da, gata. Mai mult dată n-am avut buce, ce să facem. Artificii nici nu prea mai avem. Ne-a dus să aia un pic mai prost. Pac și pac și pac. Oh, da. Pac și pac. Bun. Mai și pac. Hai să-mi pac picioare. Am puțin câteva bucăți pe aici. Hai să iau și ăsta. Și hai să vedem. Dăm și mie ăsta. Dă și mie ăsta. Dă și mie ăsta. Și dă și ăsta. Hai să vedem. Partea de aici. Ce casă e asta, mă? Ah, casa lui Gabriel. Am astupat tot ce era de astupat, dar prima oară să găsesc și pe aia care e pe aici. Ce te vom zic? Bun, un coace. Mai aici pe acolo, mai arată și eu, sunt și om, știu cum e. S-a mai întâmplat pe aici, ce s-a mai întâmplat, după vine partea asta, mamă, după mai dai una, cred că nu mai e niciuna, mai coace, mai aici am zis că păi, o să fac multe aici, încă nu am făcut, dar o să-l fac, credeți-mă, o să-l fac într-o zi cu soare. Cu munți. Ce? Bun. Parcă. Dă și asta. Și asta, nu știu ce să... A, mai două, da, și pe asta ce de acolo. Până de acolo, mult, pe acolo, mai și pe aici. Mamma mia, Marcello. What is it? Și, în fine, hai să mergem să batem și noi acest acești doi weeders ca să fie bine, să nu fie rău și cred că aici era mina în care îi băteam eu, nu? Da, uite, trebuie să o astup și pasta, dar nu acum, nu mi-am luat strength, fuck! Gata, am venit aici și cu poțiuni de strength și cu câteva poțiuni de heal, adică doar una, că mai mult asta n-am avut cu chest, cât să fă n-ai să fă. Hai să mergem repede jos aici unde se spargă. Unde am bătut cam toți Withery. Bă, bune, cred că aici am bătut pe toți. Adică nu cred că am bătut în altă parte pe altul, dar... da. Să prima oară să facem și noi un tunel ca să putem să ne ducem într-o parte. Că totuși sunt niște Withery și nu prea vrem să murim astăzi. Că știi cum se da, că nu... A, eu mi-aș mai prea ce să facem. Doamne, ajută. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem acest suidor. Că n-am mai bătut de ceva ce am, dar n-am mai bătut de acum la 2-3 zile. Little dar, asta ce contează. Facem un cap. Să-l mai punem. Doamne, fii cu minte, doamne. Să ne rămână la bună lui Dumnezeu. Să se facă dreptate. Hai să mergem să-i dăm direct sarea, că îi dăm mai mult cu arcul, dar tot avem strength. A, după l-am fost cât ultima oară, că am uitat puțin de strength și nu era prea de nici mai să iau. Hai să vă apăs la repede, dar cu fapt, hai că spun și... Aoleu, aoleu, stai... Repede, bă, cât mai am și o poțiune de-aia, ui. Las, merge și așa. Nu dă ăsta, Mircea. A, aia, cu ăsta ne bate în drept front on front. 50 secunde, las, fii bine. Îi dăm dozace la prost.
Come te fino qua? Finanza tu metti in qua c'è animale buono animale. Ah, voglio accettare ancora. Dai, torno. Salvos! Dici tu? Hai salvo? Hai salvo? Hai salvo? Hai salvo? Siamo alla faccia di non battere sta. Senti non battere sta, dice si. Caca pomini. Ce mai conosciamo? Evar de pa rezista fața unei iubitor. Dai două hituri, fugi, dai două hituri, fugi. Adică băi, cea mai bună tactică. Și dacă ce e cea mai bună tactică, că hai să vă zic și de ce am level 53 sau cât am. Două rege și fiindcă a fost lag sau nu? O să pun o poză pe ecranul meu de față. Unde am murit? Că exact nici eu nu mai știu ce am făcut, dar am murit, dar... Ok. Ok. Oh, la mor. Bossule, mor. Hai că... Hai, salut, băieți, cred că am murit. Hai că poate nu mor, dar așa ceva naiba. Hai că am scăpat cu viața. Scăpat cu viața, deci e foarte bine că am scăpat cu viața, dar... Să pun și o edita. O să mă duc. Am bătut doi leader, două stele, easy, două pica, nu știu cum e. Mergem sus, repede. Da, o plantează. Punem tot ce avem în comentar, pe jos tot ce nu am nevoie. Fac acel motor, fac. Asta am zis așa. Ce trebuie să am o cază căutor? Băi, da bă și mie asta. Trebuie să bagă asta, dă și mie asta ca lumea. Ce mai trebuie și cum mai trebuie mica la taia mea, ce să facem, în care avem. Să ne rugăm la Dumnezeu să nu murim. Bucată de aia, nu ce trebuie, bucată de aia, acasă! S-a stup. Trec mai mea, nu că vreo jumătate de oră să mai stup, ci... Ah, da, mai prost sunt. Ok. Deci am pus să deci vă întreba de ce iață, pentru că și deoarece, fiindcă se mai spamează mobi că e întuneric și nu prea am cum să pun lumină pe asta. Și am zis să pun niște sân, că pe string nu prea se spamează toate matahalele alea și na, e mult mai ok, nici nu prea să vedem. Și deci mie, frate, eu aici 3 cu încă 3, mai dăm și mie cu 5 cu încă 5, aici e cu 3, dar că mai bine facem un fel următor. Aia mai ești mai prost. Pac aici, două beaconuri. Colecția de beaconuri să mai... Nu e aici, deci... Ia dă-mi de asta, mă. Pac. Încă două. Aia, cum ești mai prost. Bun. Dar nu știu că nu... În caz de orice, că am vrut la un moment dat să mai mă apuc să sparg și... Să am un pic mereu la mine când trebuie să dau de o bordură ceva de mai mare așa de... Dă piatra, știi cum zic, și să nu stau prea mult. Fac un... O nebunie de aia și s-a terminat. Și hai să mai lucrăm și puțin la... Nether-ul... La Nether, la hub-ul din Nether. Că am zis că facem. Ok, hai să am mai spațiu pe aici cât de cât aici să fie cam simetric. Cred că e simetrică, adică... 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Hai ca simetrică dacă e. Aia e un mic mai prost, ce să facem? Da, trebuie să mai pun încă două blocuri aici, în fin. Nu, asta e cea mai importantă chestie. De fapt, dacă tot o să vină două blocuri aici, o să vină pe următor. Hai să ne apucăm să spargem toată. Easy! 3 bucăți? Mamă! 3 bucăți! Prea bine, boss! Prea bine, 3 bucăți, vezi că mint? Hai să spun câte 2, cred că e de ajuns deocamdată. Sau 2 sau nu știu.
zic câteodată o deocamdată, pentru că nu cred că avem nevoie de mai mult spațiu, dar dacă o să avem nevoie pentru hub, o să facem, adică nu e nicio fel de problemă și stai să fac și timp și nu tehnică de asta, să apucăm niște, așa, ca să fie puțin mai repede să spargem și noi, că tot suntem aici cu Heistora, fiind că nu ajunge până acolo, dar da, acolo până aici nu prea ajunge, dar măcar așa, cât ajunge să-l folosim și noi. Ia uite cât am spart cu haste, foarte ciochei în toate punctele de vedere. Ce să ne facem în următor ca să stupăm eroarea care a ieșit din aceste, din aceste calcule matematice, să zicem așa. Aici 2 cu 4 cu 6. Cei 2 cu 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Măcar o dată. Măcar o dată am făcut și eu cum trebuie, Doamne ajută. Da, nu știu ce design să fac aici, să fiu sincer. Așa că nu mă întreba ce design o să fie aici, o să văd ce aș putea să fac pentru hub-ul ăsta, dar chiar n-am nicio idee deocamdată. Și oricum nu mă grăbesc să-l fac neapărat acum, pentru că nu e nevoie. Avem o grămadă de timp la dispoziție. Plus de asta ne-am mutat și noi pe 1.16.3. Că s-a mai făcut update, s-a mai făcut chestii, s-a mai fixat unele chestii și am să pun și această versiune, chit că nu am inventul de tixura care chiar m-a ajutat foarte mult să-l donez cu fel, dar nu e asta cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă e că n-am inventul de tix, știi cum îi zic? Da, știi ce să zic, e cam nașpa. Da, în fine. Optifine-ul nu știu ce are, odată merge, odată nu mai mi-apare, trebuie să dau, să șterg de pe modul, să restartez calculatorul ca să meargă Optifine. Gen, eu am Optifine-ul în moduri, mod. Intru pe Minecraft cu fabric, cu toate chestiile astea și zice că n-am Optifine. Adică dau aici la setă și sunt alea fără Optifine. Și am Optifine-ul băgat, dar nici aici când e, bă, când mi-apare aici, unde e cu să-ți apară ce moduri mai ai, ce moduri folosești, nici acolo mi-apare că am Optifine-ul pus. What the fuck, dar eu de fapt îi șterg sau șterg din mod și să restartez calculatorul ca să apară. Nu știu care e schema, dar și vreau să repar și eu puțin această lopată, că na, saga mai dus. Și mai e ceva de pe aici, Infinity, ăsta mai e de ăsta, mai e, ăsta. Hai să mergem bore pe jos. De ce e ăsta înapoi normal? Pentru că am dat restart la hub, gen la end, ca să nu trebuie să mai duc mai mult de 10 de mii de blocuri să iau, să găsești niște găsești niște end city-uri și așa am zis că restartez end-ul ca să fie ca lumea. Și da, puteam să nu restartez mapa asta inițială, dar era foarte mult apă, erau foarte multe lucruri care pe mine mă enerva și n-aveam chef să stau să le scot de o mână. Și ce am zis? Mai restartez puțin câteva chunk-uri, câteva blocuri și de pe insula asta normală. Și ce să vezi, am resetat, dar când am resetat nu m-am gândit că mai am și designul la aia și am resetat și din greșeală și o să vă arăt de fapt imediat ce am resetat. Ok, am resetat toată chestia asta, că știți că era cu multă apă și ce a rămas? A rămas unde sunt blocuri de obsidian, nu de obsidian, de bedrock. Fuck. Le-am lăsat ca să nu se șteargă portalul și tot ce mai trebuia să nu se șterge. Să se șteargă. Și prin faptul că am mai selectat eu niște chunk-uri pe aici, am selectat și chunk-ul de portal. Ce portal? Acest portal. Și a dispărut. Și dacă a dispărut, eu nu mai aveam niciun portal pe această numită insulă. Și
Trebuia să merg manual vreo 10.000 de blocuri, unul la mână, nu vedeam nimic, doi la mână, nu cred că mă ținea elitra, ba, cred că mă ținea, dar nu știu ce să zic, și mi-era cam frică cu pigre, cu că nu prea știam cât de jos să mă duc, cât de așa și... Așa că mi-am dat game-ul, am făcut lucrul ăsta cu Obsid, cu Bedrock și chestia asta am stat o grămadă, obținut o comandă care să facă acest lucru să mă și teleporteze. Doamne, ajută, revin. Ok, hai că nu mai ține mult acest episod, doar o să vă arăt cum s-am restartat, cum am dat reset la end și... Da, pentru asta aveți nevoie de această aplicație, o căutați și voi pe Google, e pe CashForge, dacă vă interesează. Intrați pe ea, așteptați să se deschidă și văd chestia asta. Voi vă duceți după la File, la Open, căutați unde aveți instalat Minecraft-ul și toate nebunile astea, dar eu am aici la pe server, ca v-am zis ca server. Intrați la folder-ul What, la DIM 1, la Region și dai Select. Ok, hai, și după ce s-a... După ce v-a intrat aici, acum puteți observa, aici e insula de start, aici este, cum se numește, ferma de Enderman și chestia asta ce am explorat eu. Cum dați zoom, țineți alt apăsat și dați cu scroll sus, jos, cum vă mișcați, țineți scroll apăsat și vă mișcați așa pe hartă, sau cu controlul puteți să dați zoom și de-astea, sau și fără controlul se pare. Dar nu știu, sunt obișnuit cu controlul sau cu alt. Și ca să selectați cu click stânga și ca să deselectați cu click dreapta. Mergem la section, mergem la tools, la filter. Ștergem tot. Ok, deci după ce am șters toate chestiile alea, păcuși de plinii dacă nu știați pe ce am pus puțin, am făcut un cut că a venit mama în camera, așa că le-am șters cât a fost. Intră pe plus. Intrăm la data version și căutăm plate ăsta, dăm aici, dăm pasta și scriem bedrock. După îi dăm un ok. Așteptăm. După venim frumos aici. Voi cum aveți lumea, nu știu, eu vreau asta să o salve, la să nu se desmaneze, așa că îi dau să nu mai fie selectată și cam atât, că în rest e automat, deci doar chestia asta vreau să fie rămasă. După mergem la view, clear cache sau selections, delete select chunks, îi dăm un ok. Și s-a șters mapa. Hai că s-a șters, s-a resetat end-ul. Și așa vă păsați și dat chestia asta, puteți să ieșiți. Bine, cred că chestia asta trebuie să o fac cât aveam serverul închis, dar am uitat. În fine, cam asta a fost cu acest episod, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, comment și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Salut!